Ajuns acasă, o sun pe mătușa, mama vărului Ion, și spun: ia uite care e treaba, mătușă, poate știi, poate nu știi, vărul, m-am întâlnit cu el în gară, în Cluj, și ne-am pornit împreună la drum spre Oradea. Pe jumatea drumului, ce să vezi, vărul nu mai era. Bineînțeles că mătușa, foarte recalcitrantă și agitată la momentul ăla: cum? Păi da, ce, unde mi-i copilul? Că ce mi-ai făcut cu copilul? Eu... Așa, în tot contextul ăsta de agitație personală și generală cu vărul, mari explicații n-am putut să-i dau. Dar, în ziua următoare mă sună mătușa și îmi spune: am fost la poliție, am fost la poliția feroviară la gară, am reclamat toată situația și acum trebuie să te prezinți și tu, pentru că și tu ești suspect, trebuie să dai o declarație, trebuie să te interogheze poliția și așa mai departe. Eu la treaba asta nu mă așteptam. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Unii dintre voi mă știți pe internet ca Orășan la țară, alții, prieteni ai mei mai vechi, mă știți ca și Daniel sau Daniel Lengel. Însă astăzi am o poveste adevărată să vă spun. Da, ați citit bine titlul, despre cum am fost eu la un moment dat în viața mea suspect ca traficant de persoane. Acum, pentru cei care nu știu ce înseamnă traficul de persoane, e un lucru extrem de grav, care se pedepsește foarte grav în România, dar, după cum veți vedea în povestea asta complet adevărată, eu am fost suspect și am reușit să scap de această suspiciune. Dacă vă veți uita la acest video până la final, veți înțelege despre ce e vorba și cred că va fi de folos multora dintre voi, pentru că e adevărat că vorbesc mai mult despre mine și despre ce mi s-a întâmplat, ce s-a petrecut în tinerețea mea, dacă pot să zic așa. Și sper ca prin acest video unii dintre voi să înțelegeți, 1, că traficul de persoane e extraordinar de periculos și de rău și de grav, așa că urmăriți acest video până la final și, de ce nu, da! După cum vedeți, eu locuiesc la țară, suntem în Maramureș, dar eu n-am fost întotdeauna în Maramureș, în tinerețea mea eram în Oradea. Oradea e un loc puțin diferit de Maramureș, dar noi ne-am retras la țară, locuim mai liniștiți, avem niște animale, creștem animale, nu ne mai ocupăm cu lucruri dubioase. Hai să intrăm în poveste ca să nu vă faceți cine știe ce scenarii. Și, repet, asta este o întâmplare 100% adevărată și chiar dacă acum mă bănuiți și sunteți poate îngrijorați de situația mea actuală, nu mai sunt sub niciun fel de urmărire penală, sunt liber de orice acuzații și de aia mă simt liber să vă povestesc vouă toată întâmplarea. Ca să vă explic un pic contextul, în vara lui 2003, eu eram la Cluj împreună cu mama mea și am fost implicați într-un grav accident de circulație, din care mama mea a ieșit foarte grav lovită, cu traumatisme craniocerebrale grave. Eu am avut doar o julitură mică aici la cot, însă mama mea era foarte grav în spital, la terapie intensivă, și era genul ăla de situație nesigură, neliniște, nu știam ce să se întâmple, dacă o să supraviețuiască, deci era grav, grav, grav. Bun, fiind împreună, doar împreună cu mama mea la Cluj, am rămas cu ea câteva zile la spital după accident și la scurt timp tatăl meu a venit de la Oradea, a venit el să îngrijească mai departe de mama, care era încă foarte grav, și aici începe problema. Pe mine m-a dus la gară. Acum, fiind în situație de șoc, în stare de șoc și în tot contextul ăsta dramatic în care eram, noi ne-am dus la gară, tata mă pregătea să mă pună pe tren spre Oradea, să ajung acasă, și la gară ne întâlnim cu un verișor. Hai să-i dăm și un nume fictiv la verișorul ăsta meu, pentru că nu o să zic numele adevărat, s-ar putea să se supere dacă vede video ăsta, dar eu în acest video povestesc ce mi s-a întâmplat mie și cum am perceput eu situația care s-a întâmplat atunci. Așadar, o să-i spunem Ion, pentru că era român, și Ion avea undeva la cât? Vreo 12-13 ani să fie avut în perioada aia. Ion era singur pe peron, se uita așa cumva debusolat și cumva descurajat sau întristat de ceva.
nu era foarte în apele lui. Văzându-l și fiind evident apropiați că și el locuia tot la Oradea, oarecum ne-am bucurat să-l vedem. Tata a zis, l-am întrebat atunci, ce faci, unde mergi? Păi mă duc la Oradea. Bun, păi și Daniel merge la Oradea, ceva de genul, cred că de curs discuția de atunci. Și am convenit că vom călători împreună pe drumul spre Oradea, împreună pe tren. Tata ne-a lăsat împreună, ne-a pus pe tren, ne-am găsit un loc în vagon, ne-am așezat și asta e, am plecat. Eram noi doi, eu aveam atunci, prin 2003, aveam, cred că vreo 16 ani, dacă din 87. Deci aveam vreo 16 ani. Oricum, vărul Ion era mult mai tânăr decât mine și cumva era oarecum mai riscant pentru el să călătrească cu trenul singur. Pentru mine nu era așa o mare problemă și așa că părea convenabil să călătorim împreună, deși eu eram cumva cu gândurile mele, cu alte planuri, cu alte probleme, încă afectat de accident. Și m-am pus în vagon, în compartiment, ne-am așezat în același compartiment. Eu am început să citesc ceva. După ce a pornit trenul, vărul meu se tofoia de aici colo, părea că n-are stare, mai ieșea pe culoar și se uita pe geam, genul ăsta de chestii copilărești pe care le fac copiii când îs mai tineri sau când călătoresc cu trenul, că n-am mai călătorit cu trenul de tare mult timp. Așa, eu îmi vedeam în continuare de citit, mai ieșeam și eu pe culoar, știam și eram conștient de faptul că eu fiind mai mare ca el, mă uit un pic după el, am un pic de grijă de el, nu că ar fi fost nevoie, da? Da, așa fiind un pic cu câțiva ani mai mare ca el, mai întorceam capul să văd ce face, mai povesteam când venea, deci nu a fost o situație tensionată între noi la momentul ăla. Și acum apare problema pe care urmează să o descriu, faptul că în tot contextul ăsta dramatic în care eu mă aflam, eu nu știam de dramele vărului meu, vărului Ion, care se părea că și el are o dramă la momentul respectiv, însă nu știam despre ele. Eu eram cufundat în citit, nici nu mai știu ce citeam la momentul ăla. Însă mă trezesc undeva pe la jumatea drumului că vărul meu nu mai era. Nu era nici în vagon, nu era nici pe culoar, nu mai era nicăieri. Conștient fiind de faptul că totuși trebuie să-i port un pic grijă și na, tata la urcarea în vagon asta mi-a zis, bă, ia vărul tău e cu tine, uite-te după el, ai un pic grijă de el. Lucru care eu mi l-am asumat. Știam că trebuie să mă uit câte un pic după el și cam asta am făcut. Până când m-am trezit că lipsea. No, în prima fază m-am gândit, o fi mers omul la toaletă. Asta a fost primul gând, clar, mergi cu trenul, mai mergi la toaletă după o vreme. L-am așteptat un pic, m-am uitat stânga-dreapta, m-am uitat pe culoare, am ieșit. După, să zicem așa, vreo 10 minute așteptându-l, văzând că nu revine, m-am gândit, măi, o fi mers la toaletă în vagonul alăturat. Mi-am lăsat bagajele în compartiment și am început să caut. Am început să mă duc într-o parte a trenului, verificând inclusiv toaletele, uitându-mă în fiecare compartiment. Și căutându-l din vedere pe vărul Ion. Eu nu știam, eu eram complet în ceață despre ce se întâmplase și după cum veți vedea mai departe, eu eram principalul suspect pentru că urcând cu verișorul meu în tren și asumându-mi că o să am grijă de el, se pare că erau niște lucruri de care eu răspundeam la momentul respectiv. În fine, cel puțin așa, generic, că nu semnasem nimic, nu răspundeam așa, dar faptul că călătoria noastră se intersectase în gara din Cluj și urma să călătorim sau călătoream împreună, asta însemna că oarecum eu eram însoțitorul lui. Ați înțeles ideea. Așadar, începeam să mă îngrijorez. Încep să-l caut pe vărul Ion într-o parte a trenului, prin fiecare compartiment, pe fiecare culoar, prin fiecare toaletă, verificând cine îi, dacă e liber, așa mai departe, am umblat prin tot trenul într-o parte. Am ajuns la capăt. Nu l-am găsit. Nu zic, mă întorc înapoi, că probabil o fi mers în cealaltă parte a trenului, vărul Ion. Mă întorc înapoi, tot așa. Da!
Așadar, m-am întors prin fiecare compartiment, pe fiecare culoare, încă o dată verificând fiecare toaletă la un capăt și la celălalt al vagonului. Am ajuns la compartimentul în care erau bagajele mele și ale lui. Pentru că și el avea, nu mai știu, ceva bagaj, ceva geantă, ceva plasă cu el. Care erau tot acolo în compartiment. Întreb de oamenii, nu a venit cumva băiatul ăsta, vărul meu, care era aici cu mine, așa, Ion. Oamenii nu. Zic, domnule, oameni buni, mă duc să-l caut, mă duc și în partea asta la altă. Poate că totuși e pe aici, pe undeva, așa. M-am luat frumos și am făcut același lucru pe cealaltă parte a trenului, căutând fiecare culoar, fiecare toaletă, fiecare compartiment. Am ajuns la celălalt capăt, la locomotivă, vărul meu nu era nicăieri. Deja începeam să mă agit. Adică, începeam să-mi dau seama că ceva grav se poate să se fi întâmplat. El era un copil, 12-13 ani, poate chiar 11-12 să fi avut atunci, nu mai știu exact. Dar era, chiar dacă era de o statură înaltă, adică bine crescut, era un copil. Dându-mi seama că nu este în tren, am întrebat și de controlor la un moment dat. Uite, așa și așa, au început oamenii să se agite, să nu să se agite. Au început oamenii să-și pună și ei întrebări, să se uite. Le spuneam, uite, evident că băgându-mi capul în unele vagoane unde erau trase perdele sau așa, compartimente, oamenii începeau să-și le spuneam. Caut pe un băiat, uite așa și așa, înalt, brunet, nu știu ce, că era destul de înăltuț. Dacă îl vedeți, spuneți-i vă rog că l-am căutat, etc. M-am întors la compartimentul meu, unde tot așa, plasa vărului meu, Ion, era la locul ei, bagajele mele la loc și vă dați seama că a trecut ceva timp, a trecut poate că o oră și ceva, deja ne apropiam de destinația finală, adică de Oradea. Deja începeam să fac planuri, scenarii, gânduri cu privire la ce s-ar fi putut întâmpla. Prin anii 2003, când se întâmpla toată treaba asta, pe atunci, nu știu dacă și acum, cum vă ziceam, n-am fost de mult cu trenul, dar se circula mult cu unele uși la vagoane deschise. Vara mai ales, fiind căldură mare, ușile mai rămâneau deschise, deja începeam să mă gândesc ce s-o fi putut întâmpla, s-o fi înclinat, s-o fi scos cap afară, pe oare unde, o fi căzut, s-o fi accidentat, o fi căzut din tren, l-o fi aruncat alții din tren și așa mai departe. Deci cu îngrijorările astea am ajuns la Oradea. I-am luat pachetul vărului Ion și l-am dus cu mine, evident că nu era să-l las în tren dacă el nu mai apărea. Și l-am dus acasă la noi în Oradea. Noi locuiam în cartierul Nufăru, căldură mare și până acolo, ajuns acasă troglodit și cotroit de toate grijurile mele personale și încă cea nouă cu vărul meu care dispăruse. Nici nu știam ce să cred. Aveam și eu 15-16 ani atunci, dar tot nu eram așa. După cum o să vedeți, eu am ajuns în cazul de față să fiu principalul suspect de trafic de persoane. Și vă spun mai departe întâmplarea. Ajuns acasă, o sun pe mătușa, mama vărului Ion, și spun, ia uite care e treaba, mătușă, poate știi, poate nu știi, vărul, m-am întâlnit cu el în gară în Cluj și ne-am pornit împreună la drum spre Oradea. Pe jumatea drumului, ce să vezi, vărul nu mai era. Bineînțeles că mătușa foarte recalcitrantă și agitată la momentul ăla. Cum? Păi da, ce, unde mi-i copilul? Că ce mi-ai făcut cu copilul? Eu, așa, în tot contextul ăsta de agitație personală și generală cu vărul, mari explicații n-am putut să-i dau decât să-i spun că a tot ce știam, asta știu. Ne-am suit împreună, la jumatea drumului l-am mai văzut, l-am căutat, nu l-am găsit, asta e. Bineînțeles că au urmat întrebări inchizitorii din partea mătușii, ea încercând să afle dacă l-am căutat bine, dacă nu cumva s-a ascundea de mine, dacă nu cumva am văzut ceva semne, ce semne să fi văzut. Eu l-am căutat asidu și într-o parte și în alta a trenului, peste tot, și nu l-am găsit. Acest verdict nu liniștit-o pe mătușă, ci mai degrabă agitat-o. Însă nu aveam ce să-i spun mai mult și mătușa a rămas tot așa cumva cu suspiciune îndreptată spre mine. Că eu i-aș fi făcut ceva sau eu l-aș fi
Nu știu. După cum vedeți, mă aflam într-o situație dificilă în care eu fiind implicat așa tangențial cu toată situația, devenisem suspect. În stare de șoc fiind cu privire la accidentul mamei și propriul accident și propria situație gravă, nu am acordat foarte mare atenție, adică având probleme mai mari pe cap, oarecum asta era o problemă periferică pentru mine la momentul ăla, pentru că aveam o grijă mare pentru mama, care era încă la terapie intensivă, într-o situație incertă și așa mai departe. Dar în ziua următoare mă sună mătușa și îmi spune, oarecum parafrazez acum, dar îmi spune cumva în felul următor. Am fost la poliție, am fost la poliția feroviară la gară, am reclamat toată situația și acum trebuie să te prezinți și tu, pentru că și tu ești suspect, trebuie să dai o declarație, trebuie să te interogheze poliția și așa mai departe. Eu la treaba asta nu mă așteptam, pentru că după părerea mea și după cunoștințele mele de atunci, eu îi relatasem ei tot ce știam și ce pot eu să fac altceva. Însă iată că eram chemat la poliția feroviară din Oradea, unde urma să fiu interogat despre ce se întâmplase. Îmi fusese comunicat o oră la care urma să ne întâlnim în gară, eu împreună cu mătușa, să mergem la poliție și să mi se ia declarația. Bineînțeles că m-am prezentat, nu aveam nimic de ascuns și aici vreau să le dau un sfat celor care sunt suspecți, potențial suspecți de lucruri ilegale. Primul lucru, trebuie să te prezinți și să-ți spui versiunea ta. Așadar, dacă sunteți suspecți de ceva, trebuie să vă prezentați la organul de anchetă și să fiți cât de deschiși și cât de sinceri se poate. Lucru pe care eu l-am făcut, m-am prezentat la poliția feroviară împreună cu mătușa și polițistul, deja fiind polițist și cunoscând datele problemei, îmi era clar că știe cum să pună întrebări. Acum, reamintindu-mi, e clar că el punea niște întrebări complicate, încercând să mă prindă pe mine cu ceva, să vadă dacă cumva am mințit sau nu în declarația mea dată mătușii. Tot interogatoriul ăsta, nu mai știu cât o ținut, dar nu a fost foarte scurt, nici foarte lung, nu a fost nici agresiv și nici așa, dar era clar că omul mă bănuiește și mă suspii, eram eu suspect, fiind singurul sau ultimul care l-am văzut, păvărul Ion. După o cercetare minuțioasă și a tuturor detaliilor declarate de mine, polițistul s-o declara mulțumit de răspunsurile mele și mi-a comunicat că dacă va mai fi nevoie de mine, mă va mai chema și așa mai departe. Neavând nimic de ascuns, m-am dus liniștit în drumul meu și mulțumit că am zis tot ce am putut și am încercat să-i ajut cu tot ce am știut vis-a-vis de cazul pe care ei l-anchetau. Asta era deja a doua zi. Vărul Ion nu apăruse. Grijile creșteau. Părinții, care știau că copilul lor minor lipsește, începuseră deja să facă alte demersuri pentru a-l găsi. De exemplu, printaseră pliante pe care le lipeau prin oraș. Postaseră sau anunțaseră, îl dăduseră pe el ca persoană dispărută, cu semnalmente, cu ultimele haine pe care le avea, cu așa, cu toată procedura care se face când lipsește cineva. O trecu câteva zile, deja tensiunea creștea pentru că vărul Ion nu apărea. Dacă mi-amintesc eu bine, cred că a trecut o săptămână până când am aflat eu ce se întâmplase. Și acum ajungem la deznodământul problemei, dar înainte de asta vreau să vă spun că întâmplarea asta complet adevărată, în care eu am fost suspect de trafic de persoane, lucruri de care nici nu știam la momentul ăla, mi s-a dus în vedere de către polițistul de la poliția feroviară, care mi-a zis, printre altele, mi-a zis următoarele lucruri. Sunt oameni care cu asta se ocupă. Vând sau trafichează minori,
pentru că este cel mai ușor de traficat și îi trafichează în alte țări sau eu știu pe unde, cum îi așa, ca să facă ei bani și să obțină, mai știu eu ce, beneficii de pe acest trafic de persoane. Deci eu eram suspect în momentul ăla de trafic de persoane. Dacă sunt polițiști care urmăresc acest video și chiar vă rog să-l urmăriți până la final ca să vedeți deznodământul problemelei, pentru că eu am reușit să scap de această acuzație, în primul rând prin faptul că am fost cât se poate de corect și de cinstit și mi-a ajutat Dumnezeu să scap de poliția română ca să nu fiu prins cu oarece mijmașuri. Pentru cei care vor să investigheze sau să verifice informațiile date de mine în acest video, puteți verifica, numele meu este Daniel Lengel, undeva în zona Oradea, prin 2003, tot istoricul acestui caz, cu siguranță îl găsiți pe undeva, dacă știți pe unde să-l căutați. Așadar, a trecut o săptămână, vărul Ion apare ca din senin, apare, că nu apare acasă. Și acum începeam eu să văd că eu am fost ultimul care am aflat, deși am ajuns acasă în Oradea și primul lucru am sunat-o pe mătușa, uite mătușă, vărul meu a venit cu mine, nu l-am mai găsit la jumatea drumului, etc. Eu am fost primul care am anunțat situația și am fost ultimul care a aflat că situația se reglementase. Cum s-o reglementa situația, ca să înțelegeți contextul, vărul Ion, în vara aceea, fusese la bunicii lui, tot în zona Clujului, avea bunici, și, din ce înțeleg eu, înainte de începerea verii, cu școala, cu el, cu treburi, cu așa, nu-i plăcea foarte mult pe la școală, din ce spuneau unii pe atunci, și oarecum vărul Ion se hotărâse că el merge la bunică sa și se apucă de oierit. Copil la 12-13 ani, el asta și-o propus, o mărs vara aia la bunică sa, lucru pe care eu l-am aflat ulterior, o sta pe la oi, pe acolo, pe la ciobani, pe la neamuri, pe unde au avut oameni coerit, o sta pe la ei și s-o simțit foarte bine, le-a plăcut munca de pe acolo și el se hotărâse să se facă oier. Acum, motivul pentru care el era abătut și oarecum nu în apele lui la gara din Cluj, era faptul că unchiul său se apropia începerea noului an școlar și unul dintre rudele lui a zis: gata băiatul, te trimitem acasă, ai școală, te-ai distrat, via vara viitoare. Asta era contextul în care vărul meu se scălda și noi neștiind aspectele astea, am ajuns încălciți în tot contextul ăsta de suspiciune, de trafic de persoane și mai departe. Cum s-o derula lucrurile mai departe? El pe tren, tot abătut, tot pe culoar, să mai uita pe drum, să mai uita încoace încolo, a ajuns prin munți, pe la jumatea drumului între Oradea și Cluj și și-a făcut curaj să se coboare din tren într-o gară. Asta am aflat eu ultimul, după ce am fost primul care am reclamat toată situația. Deci dumnealui, vărul meu, copil fiind, s-a dat jos din tren, într-o gară, într-o haltă, până mijlocul drumului și o văzut niște turme de oi, s-au dus acolo și s-au acioiat cu ciobanii aceia și au stat aproape o săptămână, au stat cu ei și aceia, bineînțeles că orice cioban când îți vine, orice, asta e deja acum e o formă greșită formulată de mine, nu-i normal să iei orice copil, să accepti orice copil să vină să stea la stână că tu vezi, Doamne, ai nevoie de ajutoare. Dar, din ce înțeleg eu, asta a fost situația, ciobanii l-au primit, l-au pus acolo să dea în strungă ce au făcut, i-au dat de mâncare, o umbla cu ei pe acolo și copilul cam o săptămână o umbla cu oile. Până când au început să se facă valuri și să se audă semnale și să se afle lumea că pe el îl caută cineva și nu mai știu în ce context sau cum, dar până la urmă el a ajuns înapoi, vărul Ion, a ajuns la neamurile lui din Cluj, care din nou o aranjat ca el să ajungă înapoi cu bine, de data asta a ajuns în Oradea la părinții lui. Ce m-a
deranja pe mine și mi-amintesc clar lucrul ăsta e că la momentul respectiv pe mine m-a afectat mult faptul că implicat fiind anchetat cu suspiciune de implicare în trafic de persoane, așa, toată treaba asta, eu am fost ultimul care am aflat de la cineva, bă, vezi că l-o găsit pe vărul tău. Deci pe mine nu s-o străduit nimeni să mă anunțe, bă, băiatul, stai liniștit, că uite, l-am găsit, nu mai te mai năcăji, că l-am găsit. Că e clar că și eu mă năcăjeam, fiind implicat, oarecum, aveam problemele mele, nu mă năcăjeam ca pentru mama care era în spital. Dar eram stresat și fiind cercetat și sub analiza poliției și așa mai departe, nu mă simțeam foarte bine. Dar, păi nu i-a interesat să mă anunțe pe mine și am aflat și eu târziu oarecândva. Așadar, nu-i bine să faci trafic de persoane. Adult fiind acum, înțeleg mai bine complexitatea și gravitatea acestei situații. Eu nu am fost implicat, adică n-am fost traficant de persoane, dar am fost suspect de aspectul ăsta, conform întâmplării pe care v-am relatat-o. Dacă vă ocupați cu traficul de persoane și v-ați uitat la video ăsta din curiozitate, lăsați-vă de treburile alea și intrați în legalitate, pentru că sunt lucruri grave care mai devreme sau mai târziu vă vor ajunge din urmă și nu vi se merită riscul și venitul sau banii sau nicio răsplată pe cât de gravă e situația și cât de greu încurcați dacă și veți fi prinși. Bun. Acum, ca să nu fie video ăsta fără rost și să ziceți, bă, ne-a povestit asta o prostie și așa, ne-am pierdut vremea câteva minute cu el, mă simt nevoia să dau un sfat acelora care sunt în riscul de a fi exploatați sau a fi traficați. Nu aveți încredere în străini. După situația de față, eu eram cu vărul meu și tot eram suspect în contextul dispariției lui. Dar cei mai mulți tineri și copii sunt mulți care fug de acasă din diverse motive, că nu le convine ceva. Sunt alții care sunt păcăliți să plece de acasă cu ademeniți, cu o momeală, cu una, cu alta, cu bani, cu dulciuri, cu... Nu vă dați seama cu câte lucruri și cu câte momeli se ademenesc victimele traficului de persoane. Așadar, dacă sunteți copii, pentru că pe canalul Orășan la țară sunt mulți copii care ne urmăresc și cei mai vulnerabili sunt copiii neștiutori de la țară. Copiii simpli, copiii care părinții poate că lucrează foarte mult sau poate au părinții plecați pe afară, cel mai important lucru, nu vă dezvăluiți detalii despre viața personală, că acum Facebook-ul și internetul atâta de bine le deschide și dezvăluie toate secretele și în felul ăsta vă expuneți la profitori și la oameni care vor să profite de pe situația voastră. Odată ajunși pe mâna traficaților de persoane, e foarte greu să scapi. Dacă nu e imposibil. Așadar, nu aveți încredere în străini, totdeauna cineva din familia voastră să știe unde sunteți, de preferat să veniți acasă, să vă întoarceți acasă într-un loc sigur, la casa voastră, înainte de lăsarea nopții și așa mai departe, pentru că trăim vremuri grele și încă traficul de persoane îi practicat la o scară largă, inclusiv în România. Eu și aici, în Baia Mare, așa ca o ultimă paranteză, la un moment dat căutam niște cărămizi pentru construcție la casa mea, la gospodăria noastră și am mers printr-un cătun de ăsta de romi, unde știam că ei mai strâng cărămizi de prin diverse locuri din Baia Mare, zone industriale și așa. Și a ajuns acolo, în zona respectivă, îl întreb pe un băiat, că avea vreo 12-14 ani, zic către el, măi copțile, zic, n-aveți ceva cărămizi pe acolo, pe la voi? Bă, zice, avem, zice, hai că te duc eu până la noi și povestești cu cine trebuie. Și m-am dus, că eram cu mașina, m-a dus copțilul până la ei în cătun, dar pe drum, copțilul îmi spune așa, ia zice, uite, vezi aici, vezi tu felea astea unde era calea ferată, zice, uite, de aici să fură copții. Lucru cu care eu nu eram așa, am rămas șocat. Cum să se fure copii? Da, zice, de aici să fură copii, că la noi sunt mulți copii, zice,
o zis băiatul la momentul respectiv, la noi scopti fără acte, născuți așa printre, fără să știe poliția de ei, fără să știe lumea de ei, și de aici dispar copiii. Și zic, ce se întâmplă cu ei? Bă, zice, știu ei, îi duce la organe, îi duce la nu știu ce, zicea copilul. Deci, un copil de 14 ani, dacă mi-a putut bine spune treaba asta, pentru că lucrurile astea se întâmpla în comunitatea lor, se întâmplau, vă dați seama cât de la scară largă se întâmplă într-un județ sau într-o țară mică și ușor de exploatat ca România, în care instituțiile statului, din păcate, se mișcă greu și trebuie să ai mare, mare noroc ca, ca să-ți recapezi libertatea sau să ajungi înapoi cum ai fost odată expus și odată ajuns în mâinile traficanților. Din păcate am și din auzite multe povești de genul ăsta, însă sper că ați înțeles mesajul, fiți în siguranță, feriți-vă de străini, cineva să știe întotdeauna unde sunteți, părinți anunță, nu plecați de acasă numai așa că voi mergeți la pescuit, că poate te întâlnești cu unul pe drum și se zice, hai să-ți dau o șaormă. Să dau șaormă cu ceva în ea, te-o pus la somn și te trezești în Antalya sau în ce știu unde. Da. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, sper că v-a plăcut, e foarte important, mă ajutați mult pe mine și posibil și pe eventualele victime de trafic de persoane, dacă distribuiți acest video, lăsați-mi părerea voastră în comentarii vis-a-vis de acest video, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă salut și ne vedem data viitoare!